Mergem acum mai departe. Orice loc din lume, oricât de simplu sau anost ar fi, poate deveni o locuință de vis dacă trece prin mâinile Laurei Boghiu, arhitect Visuri la Cheie. Laura, bine venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Ce faci? Uite, bine! Da? Am venit la voi să rog oamenii de așa, acasă, da, să se înscrie la emisiunea Visuri la Cheie. Au început deja filmările? Am început filmările acum câteva luni, dar în continuare suntem în căutare de noi cazuri, noi povești, și oamenii de acasă ar trebui să se înscrie ei, da, sau dacă au prieteni care au un caz mai special, să ne spună despre site, el. Să ne spună despre el, da. Apropo de cazuri, există vreun caz care te-a impresionat într-un mod aparte până acum? Chiar acum lucrăm la unul din cazuri care este absolut deosebit și sunt convinsă că toți veți plânge la el. Așa. Nu pot să dau prea multe detalii, așa, dar este o vorba de o fată de 18 ani care a ajuns cu greu la vârsta de 18 ani. Cam atât, da, de mine. Da. Eu recunosc că sunt fanul emisiunii, mă uit de fiecare dată și nu există episod în care să nu plâng. Voi cum vă abțineți? Cum faceți cu emoțiile? Că bănuiesc că e destul de emoționant pentru voi să fiți acolo, să-i vedeți pe oamenii aceștia, să vorbiți cu ei. Din fericire pentru noi, mai plângem acolo, dar nu ne dau la... E bine că okay. Se montează. Da. Mai scăpăm de da. Bocete, lacrimi, sughițuri și chestii de genul ăsta. Și arătăm și noi mai bine. Dar, Dan, e foarte greu să... Cunoști atâtea persoane cu povești de viață. Povești de viață grele, da. Dar avem foarte multe de învățat de la ei. Când sunt emoțiile cele mai mari? Atunci când încep să renovezi, să reamenajezi locuința? Sau la momentul la care beneficiarii, să zic așa, da, vin și își văd pentru prima oară locuința refăcută? Clar este la sfârșit, când vin ei să-și vadă casa. Și pentru noi este un impact foarte mare în momentul în care se mută autocarul și vedem și noi casa. Cu toate că noi o știm foarte bine cum arată, și ne uităm la ea, zic, oh, wow, ce bine arată. Asta este casa făcută de noi? Da, atunci este cel mai mare. Și e bine totuși că doar Dragoș intră cu familia în casă. Așa. Și el primește toate șuturile, între ghilimele, în momentul în care ei văd locuința. Da. Și noi intrăm doar când zic că ok, i-ați primit nota 10, e tot în regulă. Mulțumim! Dar s-a întâmplat vreodată ca proprietarii să spună drăguț, adică să nu fie atât de mulțumiți de ce faceți voi, ceea ce mi se pare incredibil, dar mă rog. Mie mi se pare că faceți o treabă foarte bună și nu a fost moment în care să nu zic wow de fiecare dată. Nu, chiar ne dăm silința și ne dorim ca toate lucrurile pe care le punem noi în amenajarea locuințelor să le fie utile și să fie să fie și frumoase în același timp. Da, corect. Frumosul e subiectiv. Corect. Îmi place mie, poate nu-ți place ție. Da. Și încercăm să mergem pe lucruri cât mai înăutre ca să fie potrivite fiecarei persoane în parte. Schimbând acum puțin subiectul, înțeleg că ai să ne dai și o veste bună. Eu nu. Eu te urmăresc pe Instagram și am văzut câteva poze absolut spectaculoase, pentru că de curând te-ai măritat. Da. Felicitări. Și știu că ți-ai organizat singură nunta. Da, alături de soțul meu. Foarte tare, bravo, frumos, foarte frumos. Ne-am dorit ceva special și am zis ok, să o facem singur, că cred că ne este mai bine. Și n-ai devenit o bridezilla, știi, că stresul cu aranjamentele, cu rochia, cu toate cele? Ba da, mai stres a fost cu rochia decât cu aranjamentul în sine. De ce? Pentru că am avut mici probleme cu rochia. Am avut două rochii. Una la starea civilă și una la petrecere. Iar cea de la petrecere a fost un eșec total. De ce? Nu reușeau să-mi pună un fermoar la rochie. Și mi-au greșit-o până în ultima zi, cu o zi înainte de nuntă. Și m-am dus, m-am căutat alta, am găsit o măsură 34, doar a trebuit un pic scurtată și dată drumul un pic pe zona picioarelor. Și aia a fost rochia de nuntă, de fapt. Și s-a rezolvat problema. Dar cum a fost petrecerea? Foarte drăguț. Ceva restrâns, doar familie și câțiva prieteni apropiați. Și cam atât. Foarte frumos.
În familie. Și acum urmează întrebarea aceea, știi? După căsătorie. Și așa. Copilul. Exact, știu. Asta e o întrebare enervantă. Foarte enervantă. Prefăte că n-ai auzit ce te-a întrebat. Și răspunsul tradițional. Când o vrea Dumnezeu? Exact. Oameni și oameni. Exact, exact. Mulțumim tare mult de vizită. Mulțumesc și eu frumos de invitație. Și să ai o vară plină. Voi la fel. Mulțumim. Și să ne revedem, să ne revedem cu mine, cu bine, cu mine și cu bine. Așadar, bunii mei, autocarul este gata să pornească pe drumul visurilor și să se oprească la oamenii care merită un nou început. Dacă cunoașteți familii care sunt un exemplu pentru cei din jur și au nevoie de ajutorul echipei Visuri la Cheie, haideți să le dăm împreună o șansă și să le înscriem pe adresa, atenție, notați-o, pentru că este un pic mai complicată, www.talent.protv.ro/visuri la cheie. Sper că ați notat cu toții. Mulțumim tare mult încă o dată.